Sunt foarte multe lucruri importante. Dar există un lucru unic și un lucru, rog, care există îndeopște foarte puțin în cultura română, și anume, și mă leg de cealaltă parte a binomului, experiența convertirii, experiența libertății, și anume pedagogia libertății. Este, este un aspect fundamental al personalității lui Steinhardt, ceea ce a scris. Sigur, era, de fapt, cum și o spune uneori, învățase să apere libertatea. Era specialist în drept constituțional, ori dreptul constituțional, tocmai metodologia apărării libertății. Jurnalul fericirii este jurnalul găsirii căii către Dumnezeu, dar este și jurnalul găsirii căii către libertate, către putința de a fi liber unde? În închisoare. Ce crezi despre această enormă greutate a pedagogiei libertății la Steinhardt? Cartea este luminătoare în acest sens și citită chiar în 91 a putut crea, genera experiențe sufletești, spirituale colosale. Deci, câteva cuvinte despre acest pol al pedagogiei libertății la Nicolae Steinhardt. Da. Acum, cartea mea se intitulează Steinhardt și paradoxurile libertății. De ce am intitulat-o așa? Pentru că eu consider că libertatea se află, este centrul proiectului existențial al lui Nicolae Steinhardt. La el, libertatea se joacă la toate nivelele. În spațiul credinței, în spațiul culturii, al literaturii, al dreptului constituțional, al ideologiilor și așa mai departe. Eu am vorbit de niște clivaje în existența lui Steinhardt. Dar dacă există un liant al acestei biografii, acest liant este libertatea. Steinhardt mi s-a revelat, și nu numai din Jurnalul Fericirii, ci și din toate cărțile sale, prin excelență, ca un om liber. Îl consider unul dintre cei mai importanti doctrinari ai libertății din cultura românească. Jurnalul Fericirii chiar începe cu cele trei soluții de a ieși dintr-un univers concentraționar. Nu? Soluția lui Solzhenitsyn, soluția lui Bukovski și soluția lui Zinoviev. Acestea sunt soluțiile laice, la care se adaugă, sau cu care începe, de fapt, este soluția lui Stein, soluția mistică a credinței. În opinia sa, omul lipsit de libertate este o fantomă, un spectru al iadului. Este o fantoșă. În același timp, el este conștient că nu oricine poate accepta libertatea. Mulți dintre noi se simt mult mai bine, într-un regim paternalist. Încă din textele sale ideologice din perioada interbelică, el este împotriva statului providență, împotriva statului paternalist. Așa cum se vede chiar din legenda Marelui Inchizitor al lui Dostoevski, libertatea într-adevăr este o povară pentru om. Eu am la mea un invitat pe temit de Rougemont care spune ceva de genul că atunci când omul îi se lasă libertatea, el se plictisește. O experimentează el cât o experimentează, după care se plictisește. Și curând cheamă un tiran. Îndată ce tiranul începe să taie în carne vie, din nou curajul îl face pe om să urce pe cele mai înalte culmi. Și acest joc de profundă cochetărie condiționează istoria.
Deci libertatea este elementul fundamental al credinței, al culturii, al ideologiilor, dar, în același timp, libertatea are și celălalt versant, răul. În textele sale există multe secvențe legate de raportul dintre libertate și rău. Libertatea, spune el, este un obiect extrem de prețios, dar în același timp extrem de fragil, pe care nu trebuie să o transformăm în toxină și în absurd. Și aș termina răspunsul la întrebare cu o propoziție a lui Kierkegaard, care revine foarte frecvent în Jurnalul Fericirii, și anume, contrariul păcatului nu e virtutea, contrariul păcatului este libertatea. Ce e tulburător este că, pe lângă această pedagogie a libertății, există, lucru iarăși foarte rar în cultura română, o pedagogie a curajului. La nesfârșit, Steinhardt ne învață să avem curajul să devenim liberi. E o lecție absolut absolută. O să cobor microfonul pentru cei care vor dori să pună întrebări din sală. Deci, vă puteți înscrie la cuvânt. Cine dorește să lămurească un aspect sau altul, cine... Nu știu dacă am reținut bine ideea pe care ați spus-o, că ați afirmat la un moment dat că omul se convertește în acea religie în care primește revelația. Care au fost elementele care l-au determinat pe Steinhardt să intuiască că în creștinism va primi revelația? Păi, v-am și citat câteva dintre aceste secvențe. Sigur că apropierea de creștinism nu este neapărat una rațională, una logică, nu se subordonează unei logici matematice, dacă vreți. Dar, vedeți, chiar faptul că participă la reuniunile grupului de la Oxford, că mergând pe străzile Londrei, pe străzile pustii ale Londrei, are sentimentul că este urmărit de cineva, și acest cineva ar putea să fie Isus. Apoi, au contat, firește, și lecturile acestea din literatura patristică, parcurse în anii 50. A citit cam tot, și din literatura răsăriteană, și din literatura pruseană. Frecventarea bisericilor, a schitului maicilor. Și, încă o dată, momentul detenției, care înseamnă sfârșitul, sau în linii mari, sfârșitul indeciziilor, sfârșitul marilor indecizii, pentru că, așa cum am văzut, mai există și după. Dar închisoarea, într-adevăr, a jucat un rol esențial în acest sens. Uitați, de pildă, Alexandru Sever, în epistola despre convertire, la un moment dat spune că convertirea este determinată și de o anumită autoritate politică. Și spune el, așa se face, de pildă, că nu prea există convertiri la iudaism. Convertirile sunt inverse. Și spune în același timp că, probabil că dacă ar fi fost în Franța, Steiner s-ar fi convertit la catolicism. Trăind în România, el s-a convertit la creștinism, la creștinismul ortodox. Iarăși un punct de vedere discutabil și, de fapt, un punct de vedere care nu se susține deloc. Creștinismul ortodox, în momentul convertirii lui Steinhardt, nu este deloc susținut de o autoritate politică, din potrivă. Autoritatea politică este una ateie și să nu uităm regimul de clandestinitate în care s-a produs botezul.
Deci, sigur, putem spune, da, intrăm într-un regim al probabilităților. Dacă ar fi trăit în Franța, da, sigur, e posibil ca Steiner să se fi convertit la catolicism. După cum e posibil să nu se fi convertit deloc. Nu? Și din nou, rolul decisiv al închisorii. Deci, apropo de întrebarea dumneavoastră, eu sunt mai degrabă adeptul, sau cred că Steiner este adeptul unei convertiri pozitive, nu a unei convertiri negative. Alexandru Sever cred că este adeptul convertirii negative. El spune că o convertire înseamnă fugă de ceva. Te convertești pentru că ești dezamăgit de ceva sau nu, așa. Nu neapărat. Convertirea pozitivă înseamnă fugă spre ceva. Și sigur că dacă citim și am citit deja mai multe secvențe, am văzut semnalele acestei apropieri, dar încă o dată, semnalele acestei apropieri sunt redescoperite doar după momentul convertirii. Și numai așa se explică acest clivaj între textele lui Steiner de după convertire și cele de dinaintea convertirii. Da, vă rog. Sara, aș avea două întrebări. Prima, a spus că în Jurnalul Fericirii sunt la început prezentate cele trei soluții laice. Steinhardt a ales o soluție mistică. Eu m-aș întreba dacă v-aș întreba dacă practic una din cele trei soluții nu este chiar soluția aleasă de Steinhardt. Asta ar fi prima întrebare. Și a doua, ce urme, ce discipoli a lăsat Steinhardt pe partea religiei, dar și pe partea culturii? Mulțumesc. Da. Păi, Jurnalul Fericirii începe așa, imediat. E vorba de cele trei soluții. Să ne ducem chiar la text. Testamentul politic. Pentru a ieși dintr-un univers concentraționar, și nu e neapărat nevoie să fie un lagăr, o temniță, ori o altă formă de încarcerare, teoria se aplică oricărui tip de produs al totalitarismului. Există soluția mistică a credinței. Despre aceasta nu va fi vorba în cele ce urmează, ea fiind consecința harului prin esență selectiv. Cele trei soluții la care ne referim sunt strict lumești, au caracter practic și se înfățișează ca accesibile oricui. Deci, este prezentată în primul rând soluția mistică a credinței, după care sunt cele trei soluții laice. Soluția lui Solzhenitsyn, care înseamnă acceptarea morții, din momentul în care pășești peste pragul unei camere de anchetă, te declari mort și atunci nu mai e ce să pierzi, nu mai este moneda cu care să îți fie cumpărat prețul trădării. Soluția Zinoviev, care e o soluție a acceptării marginalității, a situației de clown, de cerșetor, este soluția lui Zacharias Lichter din celebra carte a lui Matei Călinescu. Și a treia soluție este soluția Churchill Bukowski, care înseamnă înfruntarea adversarului, înfruntarea dionisiacă, puternică, beligerantă a adversarului. Bukowski declară că atunci când a fost chemat prima dată la securitate, n-a putut să doarmă deloc toată noaptea. Sigur, ne putem spune, da, sigur, n-a putut de spaimă. Nu de spaimă, ci de nerăbdare. De-abia aștepta să se facă ziua pentru a intra în ceilalți, în anchetatori, ca într-un tank. Deci acestea sunt cele trei soluții laice. Sigur că nici aceste trei soluții laice nu sunt întru totul
rupte de soluția mistică a credinței. Dacă ar fi să ne gândim chiar la soluția aceasta lui Zinoviev, acceptarea marginalității, este soluția irodivurilor din Rusia, nu? Care își asumau această marginalitate, sau soluția nebunilor într-un Hristos, care de asemenea își asumau asemenea marginalitate în sensul credinței. Și cred că genul acesta de practică poate fi comparat cu soluția laică a lui Zinoviev. Sigur, creștinismul poate să însemne și mortificare, asumarea mortificării, asumarea sacrificiului, ca în textul lui Solzhenitsyn. În ce privește soluția Bukovski, Steinhardt leagă creștinismul, așa cum a spus colegul meu, de curaj. Dacă citiți nu doar Jurnalul Fericirii, ci și Predicile de la Rohia, cuprinse volumul Dărâmbei Dobândii, curajul este una dintre dimensiunile fundamentale și una dintre probele fundamentale ale credinței. Așa că, sigur, cele trei soluții laice, da, nu sunt laice etanși, nu sunt doar laici. Toate au, dacă vreți, și un element legat de creștinism. Citind cartea, impresia mea a fost atracția lui Steinhardt pentru cea de-a treia soluție, pe care o și duce la nivel cosmic. Are acel pasaj, poate nu s-ar fi născut galaxiile și așa mai, dacă n-ar fi fost, bine, reduc eu acum brut, curajul și așa mai departe. Mai face o referire la așa ceva atunci când spune că își freacă mâinile de bucurie când știe că i-a mai făcut una diavolului. Asta seamănă cu acea soluție a treia care spune să te bucuri, să simți că întinerești când ai făcut o cât de mică breșă, ai exploatat o... în sfârșit. Da, păi, de are cuvinte extraordinare despre Vladimir Bukovski, chiar în descrierea acestei soluții. Sigur că el spune că, mă rog, pentru asemenea soluție trebuie, dacă vreți, și o condiție fizică, sportivă, extraordinară. Pentru a înfrunta inclusiv fizic pe adversari, nu este simplu. Steinhardt era mai degrabă fragil din acest punct de vedere, și atunci curajul său este, în primul rând, un curaj spiritual. Dacă ar fi să vorbesc despre autorii tot desertari din literatura română, cred că mai aproape de soluția lui Bukovski ar fi Paul Goma sau Ide Sârbu decât Steinhardt. Dar firește că nici Steinhardt nu este străin de... Întrebarea a doua, ce urme credeți că a lăsat Steinhardt în ce privește partea religioasă, dar și cea culturală? Discipoli sau... Da, întrebarea asta mi s-a mai pus. Sigur că Steinhardt era frecventat de foarte mulți tineri care au avut de învățat mult de la el. Dacă ar fi să dau doar câteva nume, Vigil Ciomoș, Ioan Pinta, Mircea Oliv, Vasile Mina, au și mulți alți tineri, mulți obreciști au trecut fie pe la Rohia, fie pe la garsoniera lui Ștean din Iubica, numărul 3, chiar dacă nu împărtășeau propensiunea spre transcendența lui Steinhardt. Dar, totuși, eu n-aș vorbi de o școală de la Rohia, așa cum se vorbește de o școală de la Păltiniș. Deci,
discipolii săi nu s-au grupat într-un fel într-o școală care să se, eu știu, să se și impună în spațiu public și cultural, nu așa cum s-a impus și înainte, dar și după școala de la Păltiniști. S-ar putea ca răspunsul la această întrebare să îi supere pe unii, sau că unii consideră că există o școală de la Rovia. Eu n-aș crede că există. Ultima întrebare, poate în completarea celor spuse. Știu că ați consultat dosarele fostei securități. Dacă puteți să ne spuneți ceva despre relația lui Nicolae Steinhardt cu securitatea. Știu că e mult, dar poate... Ei, da, sigur, există la CNSAS 11 volume ale dosarului de urmărire lui Nicolae Steinhardt. Ele se întind pe parcursul a 30 de ani. Fiecare volum are în jur de 500 de file. În procesul urmăririi lui Steinhardt au fost implicați sute de ofițeri și peste 70 de informatori. Au fost implicate toate direcțiile securității. Iar informatorii, foarte interesant, au fost recrutați din toate mediile prin care a trecut Steinhardt. Scriitorii, studenți, călugării, tot ce veți. Prin toate mediile prin care a trecut, securitatea a reușit să recruteze informatori. Deci, pe urmele lui Steinhardt a fost un aparat și un mecanism monstruos de urmărire. Așa sunt trei-patru secvențe mari, sau trei-patru mari teme ale acestei urmăriri. După ieșirea din detenție, a existat urmărirea specifică, mă rog, foștilor deținuți, majoritatea, sau toți deținuții erau urmăriți. Apoi a fost problema jurnalului Fericirii, confiscat de securitate în 1972, care e o temă care se repercutează pe tot parcursul dosarului. Un alt moment esențial, sau o altă temă esențială a acestei urmăriri, a fost relația cu Steinhardt cu intelectualii din Occident, cu emigrația reacționară din Occident, spuneau ofițerii. Monica Lovinescu, Virgilie Runca, Eliade, Cioran, George Tomaziu, Santa Stolojan, Vlad Stolojan, Ștefan Baciu, relațiile sale cu Europa Liberă, textele sale, o parte dintre textele sale au fost citite la Europa Liberă. Deci asta a fost o altă mare temă a urmăririi lui Steinhardt. La un moment dat chiar i s-a cerut să întrerupă orice legătură cu prietenii săi din Occident și cu Europa Liberă. Asta era prin 83. A fost apoi o a doua confiscare a jurnalului Fericirii din 84. Iar un alt fapt semnificativ este că dosarul lui de urmărire a fost închis la 3 luni după moartea lui Steinhardt. Eu am încercat să compar această urmărire, aceste relații dintr-un mecanism imens, monstruos și un singur individ, cu o pictură a lui Salvador Dalí, Tentația Sfântului Anton, o pictură cu niște elefanți monstruoși, imenși, dar pe niște picioare foarte subțiri. Și undeva într-un colț al tabloului este Sfântul Anton, cu o cruce în mână și se apără. Pictura respectivă este comentată de Steinhardt la un moment dat. Și mi se pare, poate funcționa ca o metaforă a relației dintre Steinhardt și acest mecanism. Mecanism, dacă vreți, și în sensul lui Ian Cot din Shakespeare, contemporanul
nostru. Și există, firește, în afară de scenele dramatice, există și scene comice, dacă vreți, în această urmărire. De exemplu, la un moment dat e vizitat un fost coleg de la Spirul Haret, care era informator, firește, Ștean nu știa acest lucru, și Ștean începe să tune și să fulgere împotriva informatorilor. Și o notă întreagă despre opiniile lui Ștean despre informatori. Și vă dați seama că ofițerii au citit această notă. Un fel de mecanism al teatrului în teatru, ca în Hamletul Shakespearean. Da, firește, impresia este una copleșitoare. Pentru mine, practic, lectura acestor dosare, e vorba și de dosarul procesului Noi Capilat, cel care are 21 de volume, a fost o lectură bulversantă. A fost, de fapt, primul contact cu securitatea. Până atunci am vorbit, ca noi toți, de mii de ori de securitate, dar n-am știut ce înseamnă. Securitatea, da, era un monstru imens, dar un monstru abstract în același timp. De-abia în momentul în care am luat contact cu aceste dosare, am văzut, de fapt, ce înseamnă securitate. Iar impresia a fost bulversantă. Trebuie să încheiem aici întâlnirea noastră de astăzi, care a fost extrem de plăcută și de, mă rog, sper folositoare pentru noi toți. Personal, cred că e foarte posibil ca această carte, Jurnalul Fericirii al lui Steinhardt, să fie, de fapt, cartea secolului 20 românesc, apariția fundamentală în cultura română. Iar influența acestei cărți e probabil mult mai subtilă decât o putem gândi la ora actuală sau decât am putea să spunem că există sau nu există o școală de natură sau de alta. George Ardelean, îți mulțumim foarte mult pentru extraordinara conferință de astăzi. Totuși să anunț că la editura Polirom este în curs reeditarea operei integrale a lui Nicolae Ștean. E o ediție științifică, o ediție care va cuprinde în jur de peste 20 de volume, 21-22 de volume. Deocamdată au apărut primele 10 volume. Iar Jurnalul Fericirii, o carte cu un destin atât de dramatic adum, are un destin postum extraordinar și deocamdată s-a tradus în 7 limbi, în franceză, italiană, spaniolă, ebraică, maghiară, greacă veche și portugheză. Și urmează și alte traduceri. Mulțumim, Claudiu.